La sfârșitul acestei săptămâni, în perioada 22-25 septembrie, se vor întâlni cadre didactice specializate la Botoșani. Motivul? Aici se va desfășura activitatea pentru elaborarea programei la disciplina Elemente de limbă latină și cultură romanică. Aceste activități vor avea în vedere consultări și lucru în echipă în vederea elaborării proiectului programei la disciplină pentru învățământul gimnazial. Din grupul de lucru fac parte un inspector general din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, doi profesori de la Universitatea din București și alții inspectori sau profesori de specialitate din țară. Este vorba de întâlnirea unui grup de 16 persoane. Cadrele didactice specializate vor elabora noile programe pentru limba latină la clasa a 7-a. Anul viitor școlar, nu de asta, va fi introdusă disciplina limba latină sub o altă denumire, Elemente de limba latină și cultură romanică. Grupul de lucru care va veni la noi se va ocupa de, va iniția de fapt acest proiect de programă după care elevii vor învăța începând de anul viitor. Grupul de lucru pentru limbi clasice, latină și greacă este stabilit la Botoșani, de aceea și aceste cadre didactice specializate se întâlnesc aici.